Instabilitatea atmosferică din aceste zile poate duce la vreme nefavorabile, spun autoritățile, iar pompierii reghineni sunt pregătiți să intervină în caz de situații de urgență. Până acum au existat probleme în satul Mura Mare din comuna Gornești, unde mai multe locuințe au fost inundate de viituri. A fost în urmă cu 2 săptămâni în raionul de intervenție în satul Mura Mare o ploaie torențială care a dus la inundarea unui număr de 14 gospodării, beciuri, după care la retragerea apei s-a intervenit cu un echipaj de pompieri și s-a sprijinit cetățenii în scoaterea apei cu motopompa din beciurile caselor. Fulgerele ucid. Ne convingem de acest fapt în fiecare vară când aflăm despre oameni decedați în câmp pe timp de furtună. Fulgerele sunt foarte periculoase chiar dacă nu ești sub un nor de furtună. Nu înseamnă că ești în totală siguranță, întrucât ele pot lovi până la o depărtare de 15 km. Cum putem evita o tragedie? Adăpostindu-ne. Pompierii reghineni ne recomandă să consultăm prognoza meteo înainte de a pleca la drum. Urmărirea prognozei meteo atunci când dorești să pleci, știu eu, la un drum, la câmp, pentru că, sau cei care doresc să plece în concediu, în această perioadă nu este recomandat să campeze pe, știu eu, în apropierea lacurilor, cursurilor de ape care pot să se reverse. Dotarea cu echipamente în caz de vreme nefavorabile ne poate salva viața. O măsură necesară este evitarea locurilor în care suntem în pericol. Dacă se anunță furtuni, e bine să evite locurile unde se pot produce pericole și m-aș referi să stea în apropierea firelor de curent, în apropierea clădirilor aflate în construcție, în apropierea panourilor publicitare, având în vedere că bate și vântul, și să evite acest lucru, inclusiv parcarea mașinilor în zone unde ar putea să fie puse în pericol, în apropierea copacilor. Inundațiile pot reprezenta un pericol real pentru siguranța noastră și a bunurilor noastre. Pompierii ne sfătuiesc să punem pe primul loc viața. Pe timp de ploi torențiale, e bine să avem în gospodărie saci cu nisip, recipiente cu apă potabilă, lanternă, hrană și trusă medicală. Iată și alte măsuri care ne ajută să trecem mai ușor peste ploile torențiale, să curățăm periodic căile de scurgere a apelor și să veghem la întreținerea lor, să avem adăposturi pregătite pentru animalele din gospodărie, să nu ne aventurăm prin locuri periculoase în momentul viiturilor, riscând astfel să ne înecăm.